Dragilor, astăzi alături de noi este Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, și vom vorbi despre îngrijorări, despre anxietăți, despre teamă, despre frică, iată, pentru că trăim vremuri foarte tulburi. Cartea pe care vă recomandăm astăzi, Fii tu însuți când vorbești, manual de gramatică relațională, Jacques Salomé. Claudia, mă pun în postura unui om obișnuit de pe stradă, așa cum spuneam puțin mai devreme, iată, foarte multă anxietate în rândul oamenilor, în rândul populației, foarte multe frici, foarte multă îngrijorare, nesiguranță, incertitudine legată de viitor în contextul actual. Cum îi ajutăm noi pe oameni? Iată, metoda ESPERE are o serie, o multitudine de aspecte, de concepte, de termeni. Cum îi ajutăm noi pe oameni atunci când, iată, cer ajutorul unui specialist în asemenea situații? Bună, Sorin, mulțumesc mult de invitație. Ca să răspund la întrebarea ta, cum folosesc eu ce am învățat de la Jacques Salomé în practica mea ca și practician, este să folosesc, să mă ascult și să vorbesc despre mine cu el. Adică vorbesc cu eu, împărtășesc părerii, nu pun etichete, nu fac comparații, astfel încât ceea ce gândesc și ceea ce simt să poată să fie transmis clar către celălalt. Și în același timp, asta îi permite celuilalt să vorbească despre el cu mine, care este unul dintre concepte esențiale pe care le-am învățat de la Jacques Salomé, tocmai pornind de la cartea aceasta, care am citit-o acum, cred că vreo 30 de ani, și de atunci am vrut eu să-l cunosc. Și acesta, când el m-a învățat să vorbesc despre mine cu celălalt, a fost ca o mare descoperire pentru mine, pentru că am văzut că multe discuții în contradictoriu, multe conflicte pe care le aveam cu ceilalți s-au redus. Și de asemenea, pe măsura ce am aplicat asta, am văzut că și ceilalți încep să vorbească mai mult despre ei, pentru că nu se mai simt atacați, nu se mai simt acuzați. Când eu zic, nu știu, nu-mi convine asta sau mi-e frică de ceva sau nu știu ce să spun pentru că acesta este ceea ce trăiesc, celălalt, în relație, celălalt are ca o deschidere, pentru că zice, păi, se întâmplă asta, dar poate să spună și despre el. Și efectul ăsta l-am văzut în parcursul a tuturor acestor ani, mai ales că după ce l-am cunoscut pe Jacques, el mi-a făcut cunoștința cu Alet Nacket, care a făcut formările în România organizate de mine la centrul Amaneser, 18 ani, și acum este Cati Calin care se ocupă de asta. Și de asemenea am văzut cum această regulă simplă de a vorbi cu eu, să vorbesc despre mine cu celălalt, îmbunătățește foarte mult calitatea relațiilor interpersonale, pe lângă celelalte concepte care le are metode și care le transmit formatorile metodei ESPERE. Jacques Salomé, la Jacques Salomé relația, pentru că, iată, vorbim despre comunicare eficientă. Ne dorim o comunicare cât mai bună, cât mai sănătoasă, pentru că în această perioadă relațiile sunt cele care au avut cel mai mult de suferit, și mai ales relațiile cu cei dragi, relațiile cu cei apropiați. Deci la Jacques Salomé relația este simbolizată printr-o eșarfă cu două capete de relație. Ce înseamnă să stau la capătul meu de relație? Uite, când l-am cunoscut prima dată, prima conversație cu Jacques, știi, a scos o eșarfă din buzunar și mi-a întins un capăt. Și mi-a zis, eu vorbesc de aici și tu vei vorbi despre acolo. Voi spune ce am eu să transmit, să pun în comun cu tine și eu îți propun să faci la fel. Mă rog, prima dată a fost puțin ciudată, adică, dar a fost atât de clar pentru mine că nu știam cum să o fac și atunci mi-a spus, vorbește cu eu, știi? Ce gândești, ce simți, cum vezi, ce așteptări ai, ce întrebări ai,
știi? Și tot m-a ajutat să vorbesc despre mine. Și ce am înțeles eu de la el este că a rămâne în capătul tău de relație înseamnă, în primul rând, să te asculți, ca să poți să spui ce simți, ce gândești, ce crezi, nevoile tale, așteptările tale celuilalt, să le pui în comun cu celuilalt, fără să încerci să-l convingi, fără să încerci să ai dreptate, fără pur și simplu a împărtăși cu celălalt ce se întâmplă în interiorul tău. Și pentru acest lucru este important să te asculți. Știi, și asta a fost unul dintre principalele lucruri pe care eu le-am înregistrat și a fost foarte important pentru mine cât timp am fost eu formator în metodă și am transmis metodă prin conferințe și consultații individuale. Și de acolo a derivat ceea ce fac eu acum pe ascultare de sine, care este diferit de metodă, dar care are o bază esențială în ceea ce am învățat de la Jacques, cum să rămân în capătul meu de relație, cum să mă ascult ca să pot să împărtășesc, cum se leagă gândurile mele de emoțiile mele și de senzațiile mele corporale ca să pot să le transmit celorlalți cât mai clar, pentru a pune în comun ceea ce am eu cu ceea ce vine de la celălalt. Și atunci relația este mult mai sănătoasă și mult mai deschisă. Și se creează ca, ce am observat eu din experiența mea, se creează ca o stare de acceptare în relație, în care te simți confortabil să fii acolo, să poți să spui, pentru că știi că vei fi judecat cât mai puțin, pentru că nu vei spune, a, ce proastă ești sau ce prost ești. O să spui, nu-mi convine, adică când eu aud asta, nu-mi convine ceea ce aud, sau mă doare și nu știu ce să fac cu ceea ce simt, sau uite când aud, nu știu, să zicem că e o critică, mi se face un nod în stomac și mă blochez și nu pot să-ți răspund. Deci toate aceste lucruri înseamnă să rămân în capătul meu de relație și să împărtășesc cu celălalt ceea ce am în interiorul meu. Cum comunic și cum reacționez când primesc agresiune în relații? Că este vorba despre, eu știu, agresiune verbală, fizică, mentală, când celălalt vorbește despre mine, mă judecă, mă critică, știe el ce este mai bine pentru mine și atunci mă simt agresat. Deci, când eu mă simt agresată, deja are legătură cu felul în care eu am primit ceea ce vine de la celălalt, cum am interpretat ceea ce a făcut. În funcție de sensul pe care dau la ceea ce vine de la celălalt, de această interpretare, în interiorul meu se vor trezi anumite emoții. Dacă interpretez că m-a umilit, mă voi simți umilit. Dacă interpretez că e o nedreptate, mă voi simți neîndreptățită sau nervoasă, dar în sensul de nedreptate. Dacă interpretez că celălalt nu știe ce vorbește, că nu înțeleg sau că percep o confuzie, probabil voi fi curioasă să lămuresc acele lucruri. Deci, sensul pe care dau la ceea ce vine de la celălalt este ceea ce trezește în interiorul meu acele supărări, nervii, suferințe. Acum, când să zicem că cineva, nu știu, vrea să mă lovească sau mă înjură sau așa, eu am posibilitatea să primesc sau să nu ceea ce spune. Dar prima reacție care am observat-o eu la oamenii este că încearcă îmi zice că sunt proastă și eu imediat vin cu tot felul de justificări sau argumentări ca să-l convin că nu sunt proastă. Dar dacă eu știu că nu sunt proastă, n-am nevoie să-l conving, chiar dacă el îmi zice sau ea îmi zice că sunt proastă, dar pot să confirm că aud că el consideră sau că ea consideră că sunt proastă. Și după care să spun eu, tot cu eu, care este părerea mea despre ceea ce am spus sau despre ceea ce am făcut. Și revin la ceea ce mă întrebai, în felul acesta, când răspund în felul acesta, rămân și în capătul meu de relație, fără să intru în capătul celuilalt de relație.
Dragii noștri, deci, iată. E să respectăm, e vorba de cum respectăm, cum ne respectăm pe noi în capătul nostru de relație și cum acceptăm și respectăm capătul celuilalt de relație. Foarte frumos, iată, eșarfa cred că este elementul simbolic cel mai important, aș putea spune, în metoda ESPERE, pentru că reușim prin aceasta să vizualizăm relația pe care noi o avem, pentru că cuvântul relație, momentul în care îl exprim verbal, este un cuvânt abstract. Da, și atunci iată că ne ajută această eșarfă să vizualizăm relația. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!